Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! De multe ori rămânem surprinși de atitudinea unora și spunem că poate ar fi trebuit să primim mai mult sau altceva. Alteori spunem că primim mai mult decât am fi meritat. Sigur, fiecare, analizându-se, poate să se așeze undeva. Însă, mergând pe sfatul veșnic și inatacabil al Domnului Hristos, spunem și mărturisim că cel ce seamănă vânt culege furtună, cel ce seamănă iubire, primește iubire. Iar acestei întâlniri i-am dat titlul din partea a doua, care este titlul cel bun, partea cea bună, anume cel ce seamănă iubire, primește iubire. Astăzi încercăm să vă punem la inimă câteva cuvinte, sperăm noi de folos, alături de invitatul nostru, Preacucenicul Părinte Nicolae Pușcaș, de la Biserica Bunavestire Belu, din București. Preacucenice Părinte, bine ați venit! Și dumneavoastră bine ați venit pe la noi! Și mulțumim mult pentru invitație și pentru un subiect atât de frumos și atât de cuprinzător și în același timp atât de profund. Așa se naște Dumnezeu, să încercăm să fim mici scafandri sau dacă nu măcar să coborăm camera viziunii duhovnicești, ca văzând ceea ce acolo, să ne uimim, să ne mirăm și să admirăm și să aducem și în fața celorlalți. Cu îngăduința Sfinției Vase o să dăm citire unui scurt paragraf din Patericul Egiptean și apoi cu mila Dumnezeu sperăm să luăm hrană bună pentru noi. Se zicea despre Ava Siluan că avea un ucenic înschit cu numele Marco și acesta avea ascultare mare și era scriitor bun. Și iubea bătrânul pentru ascultarea lui și avea încă alți 11 ucenici care se supărau, căci îl iubea pe acela mai mult decât pe dânsii. Și auzind bătrânul, s-a mâhnit. Au venit într-una din zile bătrânii și tânjeau asupra lui. Iar el, luându-i, a ieșit și a bătut la fiecare chilie, zicând, frate cu tare, vino că-mi trebuiești. Și niciunul din trânsii nu i-a urmat lui îndată. Dar venind la chilia lui Marco, a bătut în ușa lui, zicând, Marcole. Iar el, auzind glasul bătrânului, îndată a sărit afară. Și l-a trimis la o ascultare și a zis bătrânilor, unde sunt ceilalți frați părinților? Și intrând în chilia lui, a cercetat caietul lui și a găsit că pusese mâna să facă litera O și auzind pe bătrânul, nu a întors condeiul să-l termine. Deci au zis bătrânii, cu adevărat, pe care tu iubești Avo și noi îl iubim, pentru că și Dumnezeu pe acesta îl iubește. Vedem acest lucru pe Preacucenice Părinte, că anumite persoane au un grad de responsabilitate și de responsorialitate, să spunem, da? Imediat reacționează la chemarea celorlalți, deși suntem la fel biologic, deși suntem la fel structurați, deși avem aceeași sursă, părinții noștri, deși suntem făcuți din mila lui Dumnezeu, dar totuși, ca manifestare, de multe ori suntem destul de deosebiți. De ce acest lucru? Ca să ne lămurim mai ușor lucrurile, ar trebui să înțelegem mai întâi ce înseamnă iubirea pentru fiecare dintre noi, ce înseamnă iubirea pentru întreaga natură, întreaga creație și ce înseamnă iubirea pentru Dumnezeu. Cea mai frumoasă, cea mai concisă și cea mai cuprinzătoare definiție a lui Dumnezeu în același timp o dă Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care ne descoperă un lucru foarte simplu și frumos, o realitate tot cuprinzătoare despre Dumnezeu și despre creația și despre motivul creierii și a creației Lui. Spune așa, trei cuvinte. Dumnezeu este iubire. Prin urmare, iubirea este cea care stă la baza existenței lui Dumnezeu, la baza relației dintre persoanele Sfintei Treimi și același liant încearcă să-L așeze Dumnezeu și în natura creată de El, inclusiv în omul care este coroana întregii creaturi, cum îl numim frumos în teologie, și preotul sau slujitorul și mântuitorul în același timp întregului cosmos, adică întregii lumi create de Dumnezeu. Măsura în care reușește Dumnezeu să așeze în fiecare dintre noi această dragoste depinde de noi, pentru că prin libertate de voință nu ne obligă. Ar putea, exact cum inundăm o încăpere sau un vas cu apă, ar putea să ne inunde Dumnezeu cu dragostea sa. Însă nu face acest lucru pentru ca noi, vase nevrednice, să ne dorim ca noi să primim dragostea și lumina dumnezeiască. Pentru că doar prin libertate de voință omul reușește să își asume, să își însușească, să experieze, să trăiască
dragostea lui Dumnezeu încă de pe acest pământ. Măsura în care reușește dragostea să dea roade în noi, prin urmare, depinde de libertatea noastră de voință, a fiecăruia. Cu toții suntem chemați de Dumnezeu. Dumnezeu ne lansează chemări tuturor oamenilor. Însă nu fiecare răspunde în același timp, însă pentru fiecare chemare este lansată și vine un moment când omul răspunde. Vedeți, frumos se spune în Pateric despre părintele Siluan, despre Ava Siluan, că avea 12 ucenici. Într-adevăr, Marcu este cel care sare imediat. În el rodise deja dragostea mai mult decât în frații săi, ceilalți 11 frați ucenicei săi. Însă toți ceilalți, eu cred că până la urmă, mai devreme sau mai târziu, au răspuns părintelor lor spiritual și chiar dacă considerau că ceea ce fac ei înăuntru era mai important, pentru că cu toții se îndeletniceau cu scrierea cărților sfinte, cu siguranță că mai devreme sau mai târziu toți au răspuns acele chemări. Poate nu la fel de repede ca Marcu. Ni se dă exemplu Marcu, pentru că dragostea rodise cel mai mult și înflorise în el deja atât de mult încât voința părintelui său duhovnicesc, spiritual, era mai mare decât voința lui. Ce înseamnă să ne însușim dragostea lui Dumnezeu? Mi-a plăcut, o să vă povestesc povestea acestei cărți a Sfintei Scripturi mai târziu, ca să vă dați seama ce înseamnă dragostea în practică, pentru că degeaba vorbim de dragoste dacă ea nu există, nu se concretizează în fapte. Răsfuind această carte, am găsit o însemnare făcută acum vreo 30 de ani de mine, pe marginea cărții a Sfintei Scripturi, și eram chiar la Corinteni, e o epistolă a Sfântului Apostol Pavel, în care, la capitolul 13, vorbește despre dragoste. Imnul iubirii. Face un imn al iubirii. Și scriu eu pe margine, acum 30 de ani, probabil că un adolescent sau tânăr fiind încă, scriam așa. Dragostea este sinonimul Sfântului Duh, căci Sfântul Duh este Duhul iubirii. Uitasem de lucrul ăsta și îmi pare bine că l-am citit acum și mi l-am amintit. Prin urmare, primirea dragostei, de fapt, este primirea Duhului Sfânt. Măsura în care rodește dragostea în noi este măsura în care noi reușim să-L primim pe Duhul Sfânt în noi. Și acolo unde sălășluiește Duhul Sfânt, își face să lasă în sufletul nostru, acolo, cu siguranță că și dragostea dă roadele cuvenite. În apropierea noastră de Dumnezeu, într-adevăr, este nevoie să intervină cineva cu mai multă experiență și nu degeaba părintele Siluan era deja în vârstă pentru că avea experiența lui, trăirea lui de viață. Trecuse și dumnealui cu siguranță prin multe încercări, prin multe ispite, însă faptul că a ajuns acolo unde a ajuns, să aibă și atâția ucenici care își doreau să obțină de fapt aceeași stare de liniște și de pace și de Duh Sfânt ca părintelui lor, demonstrează că el reușise să facă acest lucru. Și timpul petrecut în această viață n-a fost zadarnic. În primul rând, a învățat ce este cel mai important lucru din viața asta, chiar dacă în mănăstire, și anume iubirea. Mai mult decât atât, le dă exemplu și celorlalți părinți în vârstă care, atunci când au cercetat lucrurile, exemplul pe care le-a dat părintele Siluan, au înțeles și ei motivul pentru care și dragostea lui, a părintelui, dragostea lui părintească, se manifestă mai abitir în relația cu Marcu decât cu ceilalți. Ceilalți primeau tot atâta dragoste cât ofereau. La fel suntem în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu ne oferă nemărginit și necondiționat dragostea sa. Ne împărtășește harul lui și celui vrednic și celui nevrednic, pentru că și asupra celui drept și asupra celui păcătos răsare soarele și lumina și încălzește și vine ploaia și Dumnezeu nu face diferență pentru că iubește pe toți la fel. Însă măsura în care se oglindește harul lui Dumnezeu și dragostea lui în fiecare dintre noi depinde cel mai mult de noi înșine. Cât vrem să primim, cât vrem să împărtășim mai departe celor din jurul nostru. Aș merge mai departe pe ideea de dinamică, de schimbare și propun o analogie, o paralelă. Domnul Hristos, 12 ucenici. Ucenicul iubit este Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cel care spune cu toată tăria, Dumnezeu este iubire. Da. Pe lângă Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan avea și fiii tunetului, de fapt fratele Sfântului Ioan,
avea și pe Sfântul Andrei, primul chemat, avea și pe Sfântul Petru, cel care era foarte ferm, hotărât și ca, cred că era un adevărat tunet, dacă Sfântul Ioan era fiul tunetului, Sfântul Petru chiar era tunetul, avea și pe Iuda. Și această pleiadă foarte pestriță, dacă și e permis. Și Tadeul și Iscarioteanul sunt doi Iuda. Iuda. Trebuie să-l pierdem pe apostolul Iuda. Exact. Da. Vorbim despre personalitățile fiecăruia dintre acești 12 apostoli, vedem că a avut de la cel mai jos la cel mai sus. Măsura revărsării iubirii a fost identică, pentru că pe toți i-a chemat la cina aceea de taină, care este expresia de plină a iubirii dumnezeiești sfânta și dumnezeiasca împărtășanie. Felul în care se împărtășește fiecare depinde de primitor. Iuda fuge de la cină, nu poate să aibă părtășie de plină cu Domnul Iisus Hristos. De a merge mai departe cu gândul acesta, deși e modelul de plin, ceea ce am spus mai devreme cu Domnul Hristos și cu apostolii, dar totuși se mai pot schimba oamenii, adică din cei care sunt mai căldicei sau cu un grad de reactivitate puțin mai mic, să se umple de dragoste și să răspundă, să răspundem atât de frumos și atât de prompt înaintea lui Dumnezeu, astfel încât și Dumnezeu să vină cu și mai multă iubire și să reverse mai multă dragoste, pentru că știe unde să se oglindească după aceea în iubirea sa, adică în noi. Ați adus foarte frumos discuția la cei 12 apostoli ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și cel mai bun exemplu în ceea ce poate să lucreze dragostea și harul lui Dumnezeu în om este unul dintre cei 12. Este Sfântul Apostol Petru. Atunci când este chemat, spre exemplu, își dă seama că Iisus este omul lui Dumnezeu, este un om deosebit, nu știa încă prea bine cine este și cum este, încă nu i se descoperise, însă simțea că e ceva aparte în Mântuitorul. Îl admire, îl urmează. Îi spune în prima fază să plece de la el, pentru că el este un păcătos. Nu îndrăznește să meargă pe urmele Mântuitorului. Însă în urma chemării directe o face. Acela Sfânt Apostol Petru, care mărturisește că dacă este nevoie cu sabia, se vor apăra și îl vor apăra pe Mântuitorul și că îl va urma până la moarte, același apostol ajunge la un moment dat, atunci când este viața pusă în pericol, să se lepede de 3 ori. Însă, chiar dacă se leapădă, Iisus Hristos îi oferă iarăși întreită chemare și oferă din nou dragostea lui, îl primește din nou în mijlocul ucenicilor lui după evenimentul învierii. Mai mult decât atât, dacă cercetăm epistolele, scrierile pe care ne le-a lăsat Sfântul Apostol Petru, descoperim un lucru minunat vis-a-vis de cât poate să lucreze dragostea și harul lui Dumnezeu în sufletul și în inima omului. Sfântul Apostol Petru, despre care bine ați amintit că era un om hotărât, chiar un om vulcanic, care reacționa prompt și direct și poate mai agresiv poate decât ar fi trebuit și decât ar fi vrut Mântuitorul să o facă. Fără să cugete prea mult. Era un om al adevărului, el spunea exact ceea ce simțea. Același Sfânt Apostol Petru, mai târziu, în epistolele sale spune așa, zice, omul lui Dumnezeu se cunoaște după liniștea și pacea din sufletul său. Același om. Deci m-ați întrebat dacă poate să se schimbe omul în dragoste, poate să se îndrepte sau din contră, poate să o piardă. Sfântul Apostol Petru este cel mai bun exemplu. De la refuzare la acceptare, de la vânzare la primire, de la starea lui vulcanică la liniștea sufletească pe care o dobândește datorită harului. Și în mărturie ne stau toți scrierile Sfintei Scripturi, care ne descoperă că oamenii, când au început după ziua cinzecimii să meargă apostolii, să propovăduiască, să boteze, să săvârșească minuni, încercau să stea măcar la umbra apostolilor pe unde avea să treacă, inclusiv de Sfântul Apostol Petru, nu se spune, ca trecând doar umbra peste ei să se vindece. Prin urmare, lucrarea lui Dumnezeu este mare, iubirea care lucrează în sufletul omului este mare, harul care schimbă omul este mare. Este atât de mare încât Sfântul Apostol Pavel ajunge să spună că nu mai trăiește el, ci Hristos este cel care trăiește prin el. Este un lucru extraordinar. Este minunat. Ca în tine să trăiască voia lui Dumnezeu și să se manifeste voința lui Dumnezeu în tine și tu, întru totul, să fii ascultător voinței lui Dumnezeu. Același lucru îl face Marco din fragmentul pe care l-ați citit mai devreme. Ucenicul Marco
se leapăde de sine și se încredințează în totalitate voinții și slujirii învățătorului său, părintelui său duhovnicesc, și sigur împreună cu acesta, urmându-l pe acesta, îl primește pe Dumnezeu în sufletul său. Mă gândeam la Sfântul Apostol Petru, în inima căruia rodește din mult în mai mult dragostea și ajunge la forma supremă de iubire, și anume și el își pune viața pentru Domnul Hristos. Ori lucrul acesta îl spune Domnul Hristos că nu este dragoste mai mare pe pământul acesta decât să spui viața pentru prietenul său. Și a întors dragostea Sfântul Petru. Ne întrebăm, vedem că este posibilă această conversie, este perfect dezirabilă, este calea sfinților, calea mucenicilor, dacă vorbim de deplinătatea sfințeniei pe pământ și începutul sfințeniei în eternitate, ce poate determina această rocadă perfectă și continuă, pentru că trebuie să facem o mențiune, în viața spirituală nici pe pământ și nici măcar în eternitate nu există stază, nu există oprire și blocaj într-o perfecțiune atinsă și apoi blocată în propria deplinătate. Cum se poate schimba omul? Omul vine pe acest pământ cu niște daruri. Dumnezeu în planul său de mântuire al întregii omeniri, al întregii naturi, dar și a fiecărui om în parte, încă de când vine omul pe pământ, așează acolo niște lucruri care îl ajută să se mântuiască. Pentru că motivul pentru care îl aduce Dumnezeu pe om în lume este mântuirea. Și având un asemenea conducător pentru mântuirea noastră, și șansele noastre și bucuriile noastre sunt mari. Dumnezeu îi dăruiește omului. Însă vă spuneam că libertatea de voință este cheia mântuirii omului, asumarea. Dumnezeu lansează chemarea de la bun început, însă ea rodește în om în anumite împrejurări. Și dacă Dumnezeu îl aduce cu un plan de mântuire pe om pe pământ, atunci când sunt împlinite condițiile pentru ca el să răspundă acele chemări, atunci Dumnezeu lucrează în inima și în sufletul omului. Și atunci omul se schimbă. Ca să revenim la concret, există gânduri în viața omului când își pune niște întrebări, fie în copilărie, fie în adolescență, fie atunci când pășește pe drumul maturității, fie mai târziu, atunci când maturitatea este de plină manifestare, 30-40 de ani, fie și mai târziu, când omul se uită în urmă și se întreabă cum s-a scurs viața și ce are timp să facă mai departe. Fie mai lucrează Dumnezeu prin conjuncturi, prin lucruri pe care le descoperă omului, prin ceilalți frați ai lui, poate prin cărți, poate prin oameni de lângă el, poate prin cuvântul preotului de la predică, poate în căutările lui din lumea asta. Dumnezeu găsește totdeauna calea potrivită ca să îi trezească curiozitatea omului pentru ca acesta să-și pună întrebări. Poate să fie, Doamne ferește, printr-o boală, printr-o neputință. Chiar și de ele trebuie să ne bucurăm, să le primim cu bucurie că ne dăruiește Dumnezeu încercarea și ispita. Mărturisesc Sfinții Părinți la un moment dat că nu mai aveau ispite prin pustie. Se uitau în sus cu ochii minții și întrebau, Doamne, ai uitat de mine? Oare mai sunt pe calea dreaptă dacă nu mai vine nicio ispită, nicio încercare? Deci chiar și prin încercări și ispite, Dumnezeu găsește calea pedagogică pentru om să-l trezească și atunci când este pregătit, ca un fruct copt, atunci să-i ofere și rodul dragostei. Pentru că așa cum alege Dumnezeu momentul nașterii, așa alege Dumnezeu și momentul morții, adică a despărțirii sufletului de trup. Toată viața omului este o cale spre mântuire, un urcuș. Și Dumnezeu alege momentul morții, ați văzut, la unii mai tineri, la alții mai în vârstă. Alege momentul morții, momentul sau clipa cea mai prielnică, cea mai potrivită pentru mântuirea omului. Atunci când el este pregătit să dea răspuns la judecată sau cel mai bun răspuns. Și atunci nu putem decât să ne bucurăm de fiecare împrejurare. Prin urmare, Dumnezeu lansează chemarea întotdeauna pentru toți. În virtutea libertății de voință ne aducem conjunctura de a conștientiza libertatea, de a conștientiza darul lui Dumnezeu, de a conștientiza chemarea lui Dumnezeu, de a primi dragostea lui Dumnezeu. Ne dă chiar șansa să oferim dragoste. Ce poate să fie mai mare decât bucuria de a oferi? De a oferi, de a săvârși și noi după modelul Dumnezeu fapta cea bună, care este rezultatul dragostei lui Dumnezeu. Spune frumos Sfântul Apostol Iacov, credința fără fapte
moartă este. Și o întărește și Sfântul Apostol Pavel, chiar și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne îndeamnă în sensul acesta, atunci când vorbește frumos despre fapta de milostenie. Pentru un gurmand care trece printr-un loc în care miroase foarte frumos, imediat se activează senzorii și crește foamea și le lasă pe toate, sau voiește să le lasă pe toate, să se ducă acolo. Pentru un om care iubește un serial, face în așa fel programul cât să nu piardă serialul și să fie acolo. Pentru lucrurile lumești, de multe ori, ne organizăm viața astfel încât să nu le pierdem. Pentru lucrurile nu doar lumești, ci banale, perfect trecătoare. Apoi, dacă trecem într-o vârstă frumoasă și descoperim dragostea, perioada adolescenței, atunci când auzim vocea persoanei dragi nouă, lăsăm pe toate și ne ducem imediat orice am face. Nu are importanță că este zi, că este noapte, că suntem obosiți, suntem lângă ei. Și am gradualizat iubirea, ajungând la iubirea adevărată, iubirea de Dumnezeu, iubirea fața căreia un creștin adevărat reacționează instantaneu. Și vă întrebăm, luându-le așa pas cu pas, ce trebuie să facem pentru a fi la fel de prompți atunci când ne cheamă Dumnezeu, mergând pe o idee pe care patristica o spunea, Doamne, fă-mă să te iubesc așa cum iubeam odinioară păcatul. Păi rostul vieții omului pe pământ este descoperirea iubirii, este să învețe să iubească. Și toate etapele prin care trece, asta face. Învață să iubească. Pentru că Dumnezeu vrea să ne învețe încă de pe acest pământ, încă din această viață, cum vom fi dinamic, așa cum bine ați observat, în împărăția Lui. Cum vom trăi dinamic în dragoste în împărăția Lui. Și dacă nu pregustăm starea aceea de trăire în dragoste pe pământul ăsta, în viața asta, cu siguranță că ne vom simți străini în raiul cel ceresc. Nu ne vom regăsi acolo. Dumnezeu va fi Cel care ne va exclude din comuniunea cu El. Ci noi ne vom exclude pentru că nu simțim, nu trăim, nu descoperim, n-am descoperit dragostea și atunci ne simțim străini. Orice mai mare bucurie este să descoperi pe de-o parte dragostea lui Dumnezeu și pe de altă parte să o împărtășești celorlalți. Eram undeva la începutul activității mele preoțești, abia proaspăt numit preot undeva la țară. Aveam vreo 20 ceva de ani și sunt chemat într-un sat vecin de un preot în vârstă care era deja țintuit la pat și de la care am învățat ce înseamnă, apropo de împărtășirea dragostei, am învățat ce înseamnă să împărtășești cu întreaga ta comunitate grijă și dragoste lui Dumnezeu. El mi-a arătat pentru prima dată în viața asta ce înseamnă cu adevărat rugăciunea inimii. Nu povestesc tot dialogul cu Dumnealui, însă succint o să spun doar concluzia și care zicea așa, dacă toți ceilalți oameni spun rugăciunea inimii pentru ei înșiși, atunci preotul ar trebui să se roage în permanență pentru întreaga comunitate care a fost încredințată. Și zicea așa, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Nu știu dacă este bine, nu știu dacă este rău, însă omul acela care zeci de ani a fost preot în comunitatea respectivă și a ridicat practic copilașii și tinerii din acea comunitate și a educat așa de frumos, le purta grijă în continuare, chiar dacă plecaseră fiecare în drumurile lor, el se ruga pentru toți. Și un alt model de dragoste, o să vi-l povestesc tot așa pe scurt, în ceea ce privește această carte, care este Biblia sau Sfânta Scriptură. Eram în anul 2 de seminar, se întâmpla înainte de Revoluție, când vrednicul de pomenire, Patriarhul Teoctist, a crezut de cuviință că este bine să ne împărtășească nouă tinerilor seminariști câte o Sfântă Scriptură în dar, ca să avem material de lucru, să avem pe ce lucra, să avem pe ce studia. Și în înțelepciunea lui a avut un gând bun în sensul ăsta, pentru că, într-adevăr, toată viața mi-a folosit această carte. Și oricâte n-am avut mai târziu, că mi-a mai cumpărat, a mai primit, a mai dăruit, niciuna nu mi-a fost așa dragă ca prima carte a Sfintei Scripturi. Ani de zile mi-am luat pe ea însemnări, am însemnat așa ce credeam eu că este de cuviință și important, ca nu cumva să uit când recitesc textul acela, să-mi aduc aminte exact cum vă spuneam despre însemnarea de la capitolul 13
în epistola 1 către Corinteni. Și folosindu-o atâția ani, nu foarte des, însă atunci cum o foloseam, sigur că, ca orice carte, fila îmbătrânește, cotorul se uzează, coperta asemenea începe să se rupă. Și duhovnicul meu mă vede într-o zi cu Biblia uzată în mână. Nu îmi spune nimic, îmi spune doar atât. Frățioare. Pentru că chiar dacă îi sunt fiu duhovnicesc, dumnealui preferă să îmi spune frate, deși e mult mai mare ca mine. Și îmi zice, frățioare, ai putea cumva să-mi împrumuți și mie puțin Sfânta Scriptură, Biblia ta? Și zic, sigur că da, Părinte Cezar. Eu, gândindu-mă că și-a uitat-o pe-a lui pe undeva sau oare acasă și îi trebuia atunci imediat și n-avea de unde să iau Scriptură și eu împrumut, eu dau. Au trecut câteva zile bune și în gândul meu chiar a apărut un gând. Nu cumva Părintele Cezar a uitat de cartea mea? A trecut o lună, au trecut două, când au trecut trei, deja am zis, îmi iau gândul de la ea. Dar oricum mai am alte ediții, nu e o problemă. Și mai noi, și mai vechi. După vreo trei luni, apare Părintele Cezar și spune, frățioare, am ceva pentru tine. Eu și uitasem deja de carte. Îmi luasem gândul de la ea. Eu, cum spune Mântuitorul, când dai cu împrumut, să dai celui de la care nu mai nădăjduiești să mai înapoi. Așa am făcut și eu cu Sfânta Scriptură. După trei luni de zile, aproximativ trei luni, Părintele Cezar îmi spune, duhovnicul meu îmi spune, frățioare, am ceva pentru tine. Da, Părinte Cezar, sigur că am făcut și eu, ca Marco, chiar dacă nu sunt de aceeași vrednicie ca el. Mai întâi îmi termin de desenat ou și după aceea răspund, știți? Marco a fost mult mai vrednic ca mine. Și surpriza. Îmi oferă această Biblie. Primul lucru la care m-am gândit a fost, sărac, o fi uitat-o undeva pe-a mea, aia veche, și mi-a adus alta nouă schimb. Când deschid eu filele și mă uit, era chiar cartea mea, cu însemnările mele, în timp, îi dăduse o hăinuță nouă și mi-a făcut o surpriză. Motivul? Dragostea. Deci această Biblie este cea mai mare dovadă a dragostei unui părinte duhovnicesc pentru fiul său nevrednic, care umbla cu o Biblie ruptă, întoarsă, mototolită și așa mai departe. Și îi mulțumesc frumos pentru asta și ori de câte ori o să mă uit la această Biblie și stă la căpătăiul meu, deja a început să aibă semne și noua copertă, mi-aduc aminte de Părintele Cezar și mai spun o rugăciune pentru duhovnicul meu. Merg pe această idee minunată și emoționantă. Cât de mult poate să împrospăteze relația dintre fiul duhovnicesc și părinte duhovnicesc sau prieteni, orice lucru care poate să învechească, chiar și trupul nostru, chiar și sufletul nostru, cât de mult ne reîntinerește iubirea. Am cunoscut oameni la diverse vârste și toți au nevoie de un singur lucru, de dragoste. Este ușor de recunoscut un om care are mai puțină dragoste. Este singur. Timpul lasă singur. Îi împrăște pe toți cei din jurul lui. Este ușor de recunoscut un om care a ajuns la o vârstă respectabilă și are mulți oameni în jurul lui. Asta înseamnă că dragostea a lucrat în el și el a semănat, apropo de subiectul nostru, dragostea cei din jurul lui și dragostea a dat rod și i-a ținut aproape pe oameni în jurul lui. Nu neapărat să fim într-o mulțime de oameni. Putem să fim și singuri în pustie sau singuri într-o mănăstire, într-un vârf de munte. Și să fim tot împreună cu toți ceilalți în rugăciunea noastră pentru ei înaintea lui Dumnezeu. În această lumină, Părinte, mulțumim pentru prezență și pentru cuvintele de real folos. Mulțumim și dumneavoastră pentru invitație. Cu mare drag. Să rămân. Dragi telespectatori, ne oprim aici pentru că s-a spus multe și mult. Cu drag, vă așteptăm la următoarea ediție. La revedere!